Alexandreni Para se număra printre cei mai păcătoși români și cineva încearcă să-i aducă pe calea cea dreaptă. Cel puțin asta se poate deduce din frazele care au apărut acum ceva timp pe zidurile clădirilor din centrul orașului. Este vorba despre cele 10 porunci, fiecare dintre ele ocupând câte un perete al unei clădiri. Fapt care îi revoltă pe oameni pentru că, spun ei, urâțește și mai mult aspectul orașului. Mai mult, alexandrenii consideră credința ca fiind un sentiment intim pe care fiecare trebuie să-l poarte în suflet și nu inscripționat la tot pasul. E urât că scrie, dar locatarii putea să ștergă, dea cu un pic de var, eu știu ceva acolo. Nu sunt de acord, e o mizerie, pur și simplu. Nu să avem curățenie în oraș, avem o mizerie. Sunt niște oameni nebuni. Asta este. Că un om sănătos cu cap nu face așa ceva. Din punct de vedere estetic nu e frumos ce a făcut, nu e bine ce a făcut. Dar să-i urmărească pe cei care scriu. Am văzut și în alte părți, dar... E supărată lumea. Da. Dar nu e frumos ce scrie, nu e frumos cine scrie. Eu îi cred că au fiecare religia lui, credința lui, dar să și-o manifeste prin propria, așa. Că eu pot să am orice fel de religie, dar mă țiu pentru mine. Nu trebuie să scriu, să mă manifest pe pereți sau în altă parte. Asta e punctul meu de vedere. Cine a scris scris bine ce e scris, dar nu acolo trebuia scris. Nu toată lumea pare a fi însă de aceeași părere, pentru că proprietarii clădirilor inscripționate nu au luat nici până acum atitudine. Reprezentanții poliției spun că nu au primit nicio sesizare cu privire la acest subiect și că dacă ar fi prinși propovăduitorii cuvântului lui Dumnezeu, ar risca în cel mai rău caz amendă. La Poliția Municipiului Alexandria nu a fost depusă nicio sesizare de către proprietarii clădirilor pe care s-au scris acele mesaje. În cazul în care se vor depune sesizări cu privire la acest fapt, persoanele care au scris cu spray colorat pe clădiri vor fi sancționați contravențional cu amendă. Reprezentanții Bisericii Telormânene spun că, deși sunt de acord cu mijloacele moderne de propovăduire a religiei, afișarea unor texte sacre chiar în orice loc nu este tocmai potrivit. Biserica niciodată nu a refuzat mijloacele moderne de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu. Inițial totul a fost păstrat în manuscris, după aceea a apărut tiparul, după aceea au apărut alte mijloace moderne de multiplicare și de transmitere a cuvântului lui Dumnezeu. Însă nu este potrivit ca aceste texte sacre, le spunem noi, să fie afișate chiar în orice loc. Faptul că au apărut scrise pe diverse clădiri, în diverse locuri, nu este un lucru potrivit. Însă cine le-a scris, chiar nu știm ce intenție a avut, dacă a avut o intenție de a pune la îndemâna oamenilor aceste cuvinte, de a le readuce aminte sau de a le profana prin scrierea lor în acele locuri. Pe de altă parte, putem bănui că este vorba și de o manie a acestor scrieri de toate felurile și cu toate conținuturile pe diverse spații, în diverse spații și pe diverse suporturi, lucru care, desigur, este neplăcut, în primul rând din punct de vedere estetic, apoi din punct de vedere al proprietarilor acestor clădiri care sunt nevoiți acum să investească destul de mult pentru a putea înlătura aceste scrieri de acolo. De aceea este binevenită inițiativa ca pentru doritorii de astfel de scrieri să se organizeze locuri speciale în care să-și etaleze talentul în acest domeniu. Iar în ceea ce privește faptul că acum avem aceste texte pe clădirile din centrul municipiului Alexandria, considerăm că nu este nici un sacrilegiu, nu este o blasfemie, să spunem. Cei care le citesc poate își mai aduc aminte măcar așa de unele din cuvintele dumnezeiești, însă nici nu încurajăm, nu recomandăm o astfel de manifestare și o astfel de modalitate de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii așteaptă ca organele de ordine să dea dovadă de mai multă vigilență măcar de aici înainte, pentru că, spun ei, Biblia are mult mai multe pagini decât clădirile din Alexandria.